Aflată ieri într-o vizită oficială în județul Hunedoara de promovarea proiectelor inițiate și demarate de Ministerul Familiei, Gabriela Firea a mediatizat și proiectul prin care clasa politică din România ar trebui să se alinieze la regulile de bun simț și la standardele europene privind egalitatea de șanse pentru femei în cazul ocupării posturilor de decizie în consiliile de administrație, consiliile directoare sau de supraveghere, dar și ca un procent de 30% din candidații de pe liste la alegeri să fie ocupat de femei. Aș vrea de asemenea să medializez cu sprijinul dumneavoastră un proiect pe care l-am depus deja la Parlamentul României și mă bucur că s-a lăsat și domnișoare și doamne, având în vedere că în România, din păcate, și sunt convinsă că domnul președinte ne susține, pentru că văd în jurul domnului sale doamne care sunt extrem de luptătoare, muncitoare, ambițioase și, cu siguranță, nu face parte dintre acei bărbați care consideră că doar ei au capacitatea de a ocupa anumite funcții publice, ci și doamnele au pregătire atât teoretică cât și practică pentru a face față oricărei poziții publice. Așadar, aș vrea să anunț proiectul pe care l-am depus în Parlament împreună cu președintele Camerei Deputaților, domnul Marcel Ciulacu, și cu o serie de colegi, de asemenea, administratori și de deputați, prin care se prevede ca 30% dintre candidații la alegerile locale de pe listă să fie femei și, de asemenea, 30% din consiliile de administrație ale întreprinderilor de stat să fie, de asemenea, femei. Spre exemplu, într-un consiliu de administrație de 5 persoane să fie minimum o doamnă și într-un consiliu de administrație care conține 7 membri să fie, așadar, minimum 2 persoane. Este de asemenea în Parlament și noi îl susținem și acel proiect legislativ prin care o prevedere similară va fi și pentru alegerile parlamentare. Potrivit unor date oficiale publicate de Eurostat în perioada pandemiei, cel mai mare număr de femei membre în consiliile de administrație se regăsește în Franța, 45%. România se clasează în rândul statelor codașe la acest capitol cu 13%.